Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu o să credeți, dar aparent primii călăreți ai lumii ar fi apărut pe teritoriul României, Bulgariei și Ungariei. Și presupun că și căruțele. Julie la mine așa. Căruțele sigur au apărut în România. Da. Călăreți de aia cu cai, deci nu e de la perdele. Da, da. Știți ce vorbesc? Da, aia cu care se agață perdeaua, de care nu mai... Mamă, ce ai descoperit? Să speli călăreți perdele? De aia cu cai. Păi tu dai cu aspiratorul, dai jos perdele, la spălat? Da. Serios? Da, odată la o vreme. Zi, lasă călăreții mei. Te urci pe scaun sau pe scară ca să dai jos perdelele? Le iau de jos, că am în tavanul. Are lift fals. Tu ai călăreți jos? Da. Nu zi, iau de ce vrei, mă, cu călăreții? Deci, până acum se credea că primii călăreți din istorie, da, pe caii domesticiți, nu? Au apărut undeva în stepele Kazahstan, Mongolia. Exact. Eu așa continui să cred, că, dar aparent, nu. S-au făcut studii pe... rămășițele umane, pe osemintele, așa, găsite în diverse situri arheologice, da, vechi de 3000 de ani. Și s-au analizat oasele, pelvis, femur, ce au mai găsit pe acolo, specifice călăreților. Și au descoperit că aici, da, ăia acum 3000 de ani, erau deja crăcănați. Deci probabil au plecat și s-au întors. Deci au plecat în stepă, dar ăștia ai noștri nu i-au simțit și atunci. Când au ajuns aici, au murit aici crăcănați. Istoricii, da. Și pe urmă, la un moment dat, s-au întors din stepă, au revenit aici. Vezi, stai-mă puțin, au găsit o seminte în poziție nefirească sau ce? Măi, oase strâmbe... Au găsit crăcănați, mă, n-auzi. Erau crăcănați săraci când au murit. Strămoși și ludică. Îmi cer scuze. Vezi, mă, și zici de mine că zic porostii la radio. Da, da, ideea e că... Da. Deci ei au plecat. Mm-hmm. Călare. Și când au ajuns în stepă... Erau gata crăcănați? Da, pe sub radarul istoricilor. Da? Da? Și aici și au murit. Câteva generații mai încolo s-au întors cu Atila, știi povestea. Da. Câți prin Ungaria și au coborât și aici. Dar noi eram deja aici când au venit. Erau deja crăcănați. Ca să înțelegi. Deci noi cu crăcănații noștri românești, bulgari și ce mai fost, eram deja aici. Erau călăreau porci. Când... N-au luat-o în calcul, dar erau crăcănați. Și au confundat cu crăcănatul maghiar, care ăla era călăresc. Era lumea crăcănat autentic. Da. Și crăcănatul bulgar călărea oaie. Fiecare călărea ce putea. Noi mă călăram și mâncam, că ne-a dus capul mereu. Călăreau porcul și porc mâhât. Dar de salam din carne de cal n-ai auzit? Ba da, cum? Păi, deci mâncau și colegii unguri, maghiari, mă rog. Da, mai trufanta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.